Hala agroalimentară de la gară, așa cum îi spun toți băimărenii, a fost amenajată în urmă cu câțiva ani pentru a oferi condiții decente vânzătorilor, dar și pentru ca marfa să nu fie expusă condițiilor meteo. S-au creat grupuri sanitare, s-au montat robineți pentru ca mărfurile să poată fi spălate și s-au instalat frigidere pentru produsele de origine animală. Însă, pe cât a investit primăria municipiului în ea, pe atât de nemulțumite sunt precupețele. Este foarte rece, căldură, nu avem nici măcar iarna. Se dau foarte puțin, se pornesc ventilatoarele alea, dar nu face față. Și când e minus grade afară, aici nu se dă căldură. Cât timp stați în cursul unei zile aici? Mă depinde. Am stat și mai mult, dacă ar fi mai multă lume, nu vin nici clienți. Nu. Mulți se plâng și din cauza condițiilor. Nu stăm chiar foarte mult, că nu sunt clienți, nici și frig. Ne-ar putea fi mai bine dacă ne-ar da un pic de căldură, un pic de apă caldă, să ne spălăm pe mâini. Nu s-a dat drumul la aparat. Deloc? Nu. Deloc? Toată toamna? Toată toamna, deloc. Și câte ore stați dumneavoastră aici? Cam 8-9 ore. Și cât plătiți pentru ceea ce vindeți? 20 de lei pe o masă, plus taxa de toaletă, 1 leu în fiecare zi. Atât vânzătorii cât și clienții care fac zilnic cumpărături din această hală susțin că problema este veche. De ani de zile, iarna este frig, iar vara e prea cald. Au fost puse perdele pentru ca soarele să nu bată direct pe mărfuri și pe frigidere, dar prea multe schimbări nu s-au produs. În plus, este supărător faptul că, deși plătesc lunar o taxă pentru masa pe care o utilizează, sunt nevoiți să achite 1 leu dacă trebuie să folosească toaletele. Am sesizat acest aspect autorităților locale din Baia Mare, iar primarul, împreună cu cei de la Serviciul Public Ambient Urban, care gestionează activitatea halelor, au decis ca de luni să se renunțe la taxa de 1 leu. De asemenea, va fi asigurată căldura, astfel încât să fie confort pentru vânzători, dar în același timp marfa să nu aibă de suferit. Vom verifica dacă acest lucru chiar se va întâmpla.